După ce a anunțat că ar urma să fie arestat în dosarul privind plățile către o actriță de filme pentru adulți, Donald Trump amenință, citez, cu moarte și distrugere dacă va fi inculpat. Am încheiat citatul. Donald Trump anunțase zilele trecute că ar urma să fie arestat în urma descoperirilor făcute în investigația cazului în care i-ar fi plătit $130,000 starului porno Stormy Daniels în 2016. Dacă afirmația lui Trump se va adeveri, acesta va fi primul fost președinte american care va fi urmărit penal. Ce fel de persoană poate acuza o altă persoană, în acest caz un fost președinte al Statelor Unite, care a obținut mai multe voturi decât orice președinte în exercițiu din istorie și principalul candidat, de departe, la nominalizarea Partidului Republican, de o infracțiune când este cunoscut de toată lumea că nu a fost comisă nicio infracțiune și, de asemenea, se știe că potențialul de moarte și distrugere într-o astfel de acuzație falsă ar putea fi catastrofal pentru țara noastră? S-a întrebat fostul președinte de la Casa Albă. Trump susține în mod fals că înfrângerea sa în 2020 a fost rezultatul unei fraude, o afirmație care i-a inspirat pe adepții săi să lanseze un asalt pe 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului Statelor Unite într-o încercare eșuată de a împiedica Congresul să certifice alegerea președintelui democrat Joe Biden, care l-a învins pe republicanul Trump cu peste 7 milioane de voturi. Stormy Daniels, o actriță și regizoare de filme pentru adulți, al cărei nume real este Stephanie Clifford, a declarat că a primit banii în schimbul tăcerii despre o aventură sexuală pe care a avut-o cu Trump în 2006. Trump a negat că ar fi avut vreodată o aventură cu Daniels și a numit plata o simplă tranzacție privată. El a spus că nu a comis nicio infracțiune și a calificat ancheta drept motivată politic.